doamna Chiove și tot spune că n-a existat o relație între noi. Venind iar la Ploiești, mi-am adus aminte că la una dintre vizite mi-a făcut cadou niște buzițe. Și pentru că suntem în dosarul cu portocal, denunțătorul vampir, denunțătoare sexy și Tony Blair, m-am gândit și eu că buzițele pe care mi le-a adus cadou atunci, pot să-i le dau înapoi, că am văzut eu la Manghelie și la Joana, când au dat ceasurile înapoi la DNA, n-au mai avut o problemă. Microfonele mai jos, colegi. Microfonele. Și le-am văzut și eu. Erau două bubițe lipite și era un simbol al prieteniei. Microfonele mai jos. Și s-au schimbat și s-au transformat, am gândit să-i aduc bubițele înapoi. Dar în ce contact v-a dat acasă? Doar denunțătorii de la DNA, cu precizia, cu 7 ani, în data de la ora 15:34, mă aflam pe DN1. Eu nu știu să zic la denunțătorii de la DNA. Într-o zi când am venit la mine acasă, mi-a dus bubnițele astea și acum vreau să-i duc bubnițele să-i deprimită domnul portocal la poliție. Dar cum puteți să vedeți acasă la doamnei? Eu pe domnul. Ea a adus acasă și eu le-am adus înapoi. Însă știe dacă mi le-a adus la toți oameni. Sunt convins că nu o să-i pice bine gestul meu. Dar asta simt eu, că trebuie să-i dau bubnițele înapoi. Mulțumesc! Până la urmă, la parchetul general ați depus ce la probe? Bubnițele sigur le-am depus, că le-am adus aici. Mulțumesc! Mai faceți și eu o poză. Îmi dați voi să trec. Ce copii? Da. Sunt drăguțe, să știți. Dar chiar sunt. Ați dat și la noi în partea asta, în stânga dumneavoastră. Tehnică, o să le controleze acum procurorii, să știți. O să le controleze la intrare, în DNA. Crezi că le primești? Nu știu, să vedem. Depinde ce telefon primești de la București. Hai, ușor. De la doamna Chiove. Ușor, ușor, atenție, ușor, ușor. Deci,